Pomicultorii profită din plin de vremea din această perioadă și forfotesc de zor prin livezi. Sunt multe lucrări care se pot efectua fără să dăuneze, chiar dacă peste câtva timp temperatura va scădea sub zero. Vă invităm așadar în județul Argeș, acolo unde colega mea, Elena Picu, a mers într-o livadă și a stat de vorbă cu un pomicultor. Vremea atipică din aceste zile, caracterizată de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului, dă mari bătăi de cap agricultorilor, mai ales că în Argeș recent s-au înregistrat chiar 18 grade. Nu este cel mai de dorit aspect, pentru că pomii riscă să intre în vegetație mult prea devreme și vor avea de suferit dacă apare vreun îngheț. Însă pomicultorii, profitând de conjunctura favorabilă, se ocupă deja de anumite specii de pomi. Pericul lumnari. Aceste soiuri de peri se caracterizează prin faptul că rodesc pe axul principal și pe șarpantele laterale scurtate la 15, maxim 30 de centimetri. Se pot planta la o distanță de maxim 0,8 metru, unul de celălalt. Rodesc cam 15 kg de fructe când ajung la maturitate, asta înseamnă în anul 10 după plantare. Spre exemplu, acești peri care îi avem acum au 8 ani și au o înălțime de 3,20 m. Este recomandat că atunci când pomii columnari vor atinge înălțimea de aproximativ 4 metri, să li se limiteze creșterea pe verticală prin scurtarea repetată a vârfului. În ultima perioadă, pomicultorii nu își mai adaptează lucrările din livadă în funcție de lunile din calendar, ci mai degrabă de gradele din termometre. Haideți să vedem ce lucrări se pot efectua în această perioadă. Înarmați cu foarfeci, scară și ferăstraie de mână, pomicultorii lucrează de zor în aceste zile. În această perioadă se face tăierea și după tăiere se poate face o stropire cu un cupric sau un sulfat de cupru, piatră vânătă. Fiecare depinde ce are disponibil. Prin această tăiere facem tăierile ca să scurtăm șarpantele laterale să nu crească, așa cum am zis, mai mult de 25-30 cm și totodată facem și rărirea fructelor. Datorită faptului că s-ar putea ca pe o șarpantă să fie mai multe fructe și atunci le rărim de în foarfecă, evitând astfel să mai rărim în vară când vor fi mult mai multe fructe. Acolo unde tăierile, spre exemplu o șarpantă este mai groasă de 2 cm, trebuie neapărat dat cu un cupric pentru ca rana să se cicatrizeze bine și să nu pătrundă bolile. Să nu fie poartă de pătrundere a bolilor. Fie că vorbim de tăierile la specii sămânțoase ori sâmburoase, pomicultorii spun că acestea sunt recomandate și în aceste ferestre ale iernii, atâta timp cât vremea permite, însă consultând atent buletinele meteo de unde se poate afla dacă nu sunt prognozate cumva înghețuri în zilele de după tăieri.